Direcția de evidență a persoanelor Giurgiu și-a luat din timp măsurile necesare privind punerea în legalitate a celor care au buletinele expirate, cu atât mai mult cu cât se apropie și recensământul populației. Pentru o evaluare corectă, cetățenii sunt obligați să aibă acte de identitate valabile. Am trimis aproximativ 900 de invitații pentru persoane ale căror acte de identitate au expirat în trimestrul anterior. Aceste persoane sunt și din municipiul Giurgiu, dar și din cele 19 comune arondate. Cei peste 900 de giurgiuveni care figurează fără acte de identitate valabile în evidențele direcției au buletinele expirate de mai bine de 6 luni. Aceștia au primit acasă câte o înștiințare prin care sunt anunțați că sunt așteptați la Serviciul Public de Evidență a Persoanelor pentru a-și schimba vechile documente. Actele necesare pentru obținerea unui buletin sunt certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, dovada adresei de domiciliu și certificatul de deces sau sentința de divorț. Cererile se soluționează în 30 de zile de la primirea documentelor, desigur în funcție de volumul lucrărilor pe care le avem, se pot soluționa și mai devreme. Deci termenul maxim este de 30 de zile.